ne dorim să fim o instituție complementară cu guvernele României care vor veni, complementarismul venind în mod special în ceea ce înseamnă diplomație economică. România suferă mult la acest capitol. Suntem foarte slab reprezentați în străinătate. În urmă cu 160 de ani, Cea Rossetti, ministrul agriculturii de la acea vreme, a propus introducerea primelor camere de comerț din Principatele Unite Române, iar decretul a fost semnat ulterior de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Sunt puține instituții cu un rol definitoriu în consolidarea statului român modern, precum sistemul cameral din România. Evenimentul aniversar s-a încheiat cu un concert de muzică clasică.